Apropo de decese cauzate de COVID, Vlad Voiculescu, fostul ministru, a reclamat raportarea greșită a acestor decese, dând ca exemple aseară Spitalul Colentina și Spitalul Rol 2 din curtea Institutului Ana Aslan. E posibil așa ceva? Cred că la supărare spune multe. Am văzut și reacțiile medicilor de la Colentina și reacțiile celor de la Spitalul Rol 2 și Ministerul Apărării. Eu am repetat, deși mie mi se spunea în a doua parte a anului trecut, că merg prea mult în teren și ar trebui să stau prin minister. Cine n-a înțeles sau n-a fost în linia întâi, nu va înțelege niciodată. Cred că la un moment dat este și, eu știu, o atitudine asupra unui personal medical care, dincolo de finalul prin deces al unui pacient, a fost o muncă enormă la acel pacient. Raportările se fac de către spital în acest Corona Forms. DSP-ul vine și reevaluează, chiar dacă el, să spunem, este raportat COVID, fiindcă a avut infecție COVID, neapărat boala. Ei, cauza decesului, după anchete epidemiologice și după evaluarea uneori și necropsia, este cea care ne dă. De exemplu, dădeam un exemplu. Există un traumatism major, un accident rutier. Este dus la spital, la spital, fiecare, înainte de a intra în intervenție, cel puțin în această perioadă, se face și o testare. Bun, îl testăm, ne vedem că este pozitiv, dar omul decedează pe masa de operație. Leziunile au fost prea profunde și prea multe ca să rezist. Nu pot da că a murit de COVID. El a fost infectat COVID, dar decesul lui s-a produs prin politrauma, prin insuficiență multiplă de organe. Din alte cauze, da? Exact. Și atunci, aceasta este cea de-a doua evaluare pe care o face DSP-ul și efectiv dă fiecare caz în parte cu cauza decesului. Cred că doar și ar trebui, poate mulți dintre noi, și mă pun și pe mine ca să nu fac notă discordantă la ce înseamnă echipa din actuală, din minister, să lăsăm profesioniștii să se exprime. Iar înainte de a, eu știu, de a arunca perdele de asta de fum, cred că ar trebui să ne gândim că în spatele fiecărui pacient stau o mulțime de oameni care lucrează în sistemul medical românesc. Și iar decesul unui pacient, să nu credem că s-a produs deodată, s-a produs după multă suferință și după multă muncă a acestui personal medical. Cred că ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a arunca cu anumite informații. Mă gândesc că în calitate de fost ministru al sănătății poate cunoștea situația sau nu știu. Mi-e greu să cred că vii și faci o astfel de declarație fără să te bazezi pe niște date concrete. Sau nu știu exact cum a stat situația. Situația nu o cunoști de când mergând acolo. Eu am avut o surpriză neplăcută, să spun acum, vreo 3-4 săptămâni în care vedem pe burtiera unei televiziuni declarațiile unui oficial din Ministerul Sănătății. Sunt județe în care nu știm ce se întâmplă. Nu există așa ceva. Că nu știi ce se întâmplă, mergi în județul ăla și vezi ce se întâmplă. Păi când recunoști că sunt județe în care nu știm ce se întâmplă și deodată spui că s-au raportat altfel decât trebuie raportat, de unde știi? Că tu nu știi ce se întâmplă în județe. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim de două ori când într-o stare de, eu știu, de criză sanitară, într-o stare în care populația este la maxim, niște nervi întinși după un an, care a suportat destule, să vii să creezi un pic de degringoladă. Nu, și mă repet un pic, cred că supărarea ne face să spunem multe, dar și eu am fost ministru. Cuvintele rămân. Da, și eu am fost ministru, cel dinaintea mea tot ministru, după mine tot un ministru. Este timpul nostru și nu ne rămâne decât, să spunem, faptul că am coordonat pentru o anumită perioadă sănătatea acestui popor. Haideți să ne gândim la sănătatea acestui popor.